Am revenit din publicitate și așa cum v-am promis, am un mesaj special al invitatului meu de onoare de astăzi, Jackie Chan, un mare actor. Sigur că vine din acea zonă și să vedeți ce mesaj are el pentru toți de anul nou chinezesc. Hello all my fans, friends all over the world. How time flies. It's already February 2021. Although the new year started a month ago, for those of you who are not from China, for us Chinese, we are about to celebrate our most important festival of the year, Spring Festival. 2020 has been a tough year surrounded with isolation. I sincerely wish in the coming new year, the world will be back to harmony. Creating peace and love needs our effort and faith. I would like to wish everyone a bright and prosperous world in the coming year. Happy New Year of the Ox. 新年快乐, 恭喜发财, 大家身体健康, health. Sper că v-a plăcut mesajul lui Jackie Chan. Este foarte cunoscut, un actor foarte îndrăgit. El sigur că mi-este prieten pe Instagram, dar mesajul a fost vizualizat de foarte mulți oameni. Este nu numai foarte cunoscut, este foarte simpatic. A văzut foarte multe comedii, am văzut și filme cu greutate ale domniei sale și vă spun că sunt un mare fan, un fan înrăit. Tot ce ține de partea aceasta, el este gemeni, ca și zodie în zodiacul european, este plin de vervă, e vesel, e pozitiv. Poate de aceea de multe ori ne place și cum vorbește, și cum joacă, și cum știe el să se lupte acolo, e un adevărat luptător. Sper că v-a plăcut surpriza mea. Este bine cunoscut și faptul că mari actori, când sunt momentele acestea peste tot în lume importante, transmit mesaje și ne bucură sufletul. Ei, acum să revenim la oile noastre, că tot e oaia semn zodiacal chinezesc, deși noi avem oile noastre, și să vă spun că, așa cum v-am obișnuit, eu fac o mică analiză și pentru România. Ei, după mica unire de la 1859, România este considerată cal de pământ în zodiacul chinezesc. Abia după, în februarie, a început anul caprei sau anul oi. Deci este cal de pământ. Ei, ce înseamnă calul de pământ? Pe de o parte, este nărăvaș, dacă îl superi, dacă îl zgândări. Este mult prea răbdător, dar și izbucnește când îi ajunge cuțitul la os. Proverbul nu zi hop până nu sari, este specific României și românii trebuie cu toții să fie atenți la așa ceva. Tot cal de pământ a fost Solzhenitsyn, Roosevelt, Leonard Bernstein și Billy Graham. Că întotdeauna o să vă spun de personalitățile de peste tot. Ei, e important ca într-un astfel de an România, care este cal de pământ, să facă în așa fel încât să se armonizeze. Să se armonizeze, mai ales că dacă stăm să ne gândim bine, într-o gospodărie mare, unde este un bivol, vom vedea și un cal. Deci are curtea curte, gardul trebuie întotdeauna făcut reparat și mai ales pentru că sunt animale de tras, România va avea mult de tras.
mult de tras și pentru performanță și cred că oamenii care sunt de top întotdeauna vor face performanță. Românii vor avea și ei de tras tot felul de beneficii, de bunoase, de știți cum e, diferă de la om la persoană. Ei, am spus de România că este în anul calului. Anul acesta, așa cum v-am obișnuit și altă dată, cei care știu deja cărui semn zodiacal chinezesc corespund, ok. Dar eu întotdeauna fac pe corespondențe pentru că mi se pare foarte cinstit să raportăm, așa cum raportez eu întotdeauna, o astrogramă generală la una personală și invers și întotdeauna spun că rămânem într-un cadru ultra general pentru că fiecare om are o astrogramă a lui, fiecare om are un destin al lui și nu seamănă nici măcar doi gemeni monozigoți între ei. Da? Facem și previziunile și ca de obicei, așa cum v-am obișnuit eu, vom începe cu dragonul. Da, o să spuneți de ce nu cu șobolan. Pentru că dragonul are echivalent în zodiacul european berbecul. Fiind genul acesta de corespondență și pentru că orice horoscop european începe cu berbecul, atunci vom începe și noi cu dragonul echivalent berbec. Vă spuneam de faptul că dragonul este un personaj de poveste. Când vedeți toate festivitățile și toate festivalurile chinezești, o să observați că nu lipsește dragonul. Dragonul este aducător de noroc, este aducător de prosperitate. Se consideră că cei care se nasc în anul dragonului sunt persoane foarte puternice, foarte ambițioase, foarte luptătoare. Ei, anumite lucruri le veți recunoaște, iată, pe corespondență și în berbec. Sunt ambițioși, sunt luptători. Niciodată nu se dau înlături când dau de greu. Sau dacă nu, da? Persoanele respective trebuie să devină așa. Pentru că tu poți să te naști mai moale, mai temperat, mai... Da, dar când ai responsabilități care țin de dragon, atunci tu trebuie să devii puternic. Tu trebuie să faci în așa fel încât să muți și munții din loc. Deci ambiția este foarte importantă. Dragonul în anul bivolului de metal se va preocupa foarte mult de carieră și de familie. Familia vine la pachet cu ceea ce reprezintă dragostea, sentimentele. Cariera este foarte importantă într-un astfel de an și mai ales orientarea. Pentru că discutăm de cicluri karmice, de faptul că anumite persoane sunt în căutare de oportunități noi pe ceea ce reprezintă zona de carieră, de studii, de dorința de a face altceva decât făceau până acum. Și evident, de business. Când vorbim de dragon, trebuie să nu uităm partea care ține de business, pentru că sunt vremurile care sunt și atunci și aici pot fi încercări și provocări. Șarpele are echivalent taurul. Șarpele, de regulă, este foarte adaptabil. Doar că are și el sensibilitățile și vulnerabilitățile lui. Știți că din când în când șarpele își schimbă pielea. Da? Cu toții iubim și pielea de șarpe, de ce nu? Că asta e. Dar în momentul în care își schimbă pielea, el devine vulnerabil până îi crește pielea nouă. Că el se mărește, se mărește. Știți cum este în mediul lui.
Schimbări bruște se anunță deci într-un astfel de an și anumite chestiuni care țin de sănătate sau la cineva drag. Deci atenție mare de tot, pentru că într-un astfel de an dragostea poate să fie un fel de foc de paie. Nu o să stau să vă explic de ce am ajuns la concluziile astea, de ce am făcut astfel de analize, dar evident că v-ați obișnuit, pentru că eu pun toate elementele cap la cap, raportez și la cadrul planetar și la tot. Trebuie să vină șarpele cu soluții noi sau este în căutare de soluții noi, pentru că se anunță schimbările aceste bruște în mod deosebit pe carieră și business. Cadrul general, da? Calul are echivalent Gemenii. În anul bivolului de metal, capul și coada dragonului anunță evenimente șoc în segmente existențiale importante. Importante. Deci, de unde ne gândim că într-un astfel de an calul vrea să știe că este liniște, că are pajiștea lui, că are locul lui de alergare, știți? Brusc, anul vine cu anumite schimbări. Anumite schimbări importante în viață, de cotitură, fără ele nu se poate, deci știți cum le bag eu la capitolul obligatorii, nu la cele alese, ci la cele impuse. În momentul în care ne referim la cal, țineți minte că spuneam de România că este și ea în zodia calului, în zodiacul chinezesc. Ei, capra sau oaia, care are echivalent racul. Prima pe listă în anul bivolului va fi sănătatea. Apoi se anunță schimbări care țin de carieră și de dragoste. De ce spuneam că prima pe listă este sănătatea? Pentru că într-un astfel de an discutăm de o axă a dragonului pe două segmente importante, sănătatea, afecțiuni care se pot croniciza, dar și partea care ține de carieră și chiar de schimbări de loc de muncă. Atenție că sunt vremurile cum sunt, e bine să cântăriți foarte bine ce și încotro s-o luați. De regulă nu prea puteți să faceți singuri aceste mișcări, aveți nevoie să vă consiliați cu cineva, e un an interesant. Maimuța are echivalent leul. Maimuța este considerată în astrologia de chineză foarte isteață și foarte rapace. Vă spuneam că eu am trăit în zona respectivă și o să vă spun că maimuța nu este chiar atât de plăcută cum o considerăm noi și vedem noi pe la televizor, în reportaje. Să știți că atac. Am fost pe muntele maimuțelor în Thailanda și am avut surpriza, mă uitam după un puiuț foarte drăguț de maimuță și masculul nu numai că m-a atacat, mi-a furat bananele, că eu vroiam să-i dau bananelul ăla mic. În momentul în care i-am făcut așa cu degetul, mi-a arătat incisivii. Deci atenție mare de tot maimuțelor că într-un astfel de an pot să apară impasuri în dragoste, familie și copii. Vreți practic o nouă orientare pe carieră și pe business, iar alții sau altele, de ce nu, să gândesc la anumite schimbări care țin de partea sentimentală, de identificarea unui partener, de faptul că se întâmplă ceva în micul lor paradis conjugal. Așa, cocoșul are echivalent fecioara. Ei, și aici spune că important este
coada dragonului și capul dragonului, care vă pot veni de furcă în anul bivolului de metal, din multe puncte de vedere. Deci anunță fie cumpene, fie situații de criză din care nu știți cum să ieșiți. Este un horoscop, ca să zic așa, cum v-am obișnuit și altădată, cu anumite avertizări. Deci nu trebuie neapărat să se întâmple ceva, dacă voi sunteți atenți și calculați și știți să vă controlați. Este un an foarte important, anul bivolului de metal, și pentru câine. Câinele are echivalent balanța. Întrebări care țin de orientarea voastră pe viitor. În dragoste, care țin de copii, de studii, de studiile copiilor, încotro vor lua copiii dumneavoastră. Dar vă spun în egală măsură că se spune că Dumnezeu dă la naștere câte o pâine fiecărui copil sub braț. Și se mai spune că în zona de astrologie karmică fiecare are o misiune a lui. Ei, mistrețul sau porcul are echivalent scorpionul. Trebuie să fie foarte atent pe zona sănătății, pentru că acolo pot fi tot felul de situații cu dus întors, cumpene care țin de sănătate. La alții poate să fie pe zona sentimentală, pe dragoste, și de ce nu, cariera poate să fie la răscruce de drumuri. Șobolanul are echivalent săgetătorul. E important în cazul șobolanului ca să înțeleagă faptul că anul acesta nu este anul oportuniștilor. Dacă anul trecut era anul lor, anul acesta nu este anul oportuniștilor. Bivolul are echivalent capricornul, este anul lor, vor munci mult și sper eu cu succes. Tigrul are echivalent vărsătorul. Acolo se anunță blocaje, dorințe de deblocare pentru cei mai mulți dintre voi într-un astfel de an. Deci veți încerca să împingeți toate aceste piedici. Iar iepurele sau pisica are echivalent peștii. Ei se vor simți oarecum debusolați într-un astfel de an, iepurele și pisica fiind animăluțe mai mici, da? Se vor simți oarecum debusolați, pot să aibă anumite chestiuni care țin de sănătate, sănătate șubredă, deci trebuie găsite soluții pentru așa ceva, pot să apară anumite tensiuni care țin de dragoste, tot datorită cuadraturii pe care o face coada și capul dragonului cu iepurele și pisica, da? Sau pisica, iar cariera vrea să fie salvată într-un astfel de an, vrea să fie reorientată spre un făgaș, poate chiar un făgaș nou și altfel. Când spuneam de aceste zodii, să știți că există mai multe școli în astrologia chinezească, mai multe curente. Pentru unii anul a început pe data de 12 februarie, pentru alții au început chiar mai repede, iar în zilele următoare vă voi aduce invitați care să vă arate care sunt diferențele și cum puteți să vă îmbunătățiți un astfel de an. Suntem în anul bivolului de metal și cu toții dorim, visăm să ne meargă cât mai bine, să atragem prosperitatea, să atragem norocul și mai ales să devenim informați. Pentru că informația ne face pe toți mai inteligenți, mai abili și mai descurcăreți. Un mesaj important pentru toți. Vă aștept și mâine.
de la 14, de la ora 16 la ora 17, numai aici, la Direct din Viitor, cu mesaje noi, importante, care țin de anul bivolului de metal și nu numai, pentru că eu zic că știrile importante care țin de astrologie, de feng shui, de numerologie, le primiți numai aici, la Direct din Viitor și la Metropola TV.